Guvernul a acordat 50 de milioane de lei pentru a funcționa în continuare cele 4 mine de huilă din Valea Jiului și centrala Paroșeni, cu aceiași angajați, dar în subordinea nou înființatului complex energetic Valea Jiului. Cu acești bani și alții care vor urma la rectificarea bugetară, minele vor fi închise treptat, securizate, iar zona din apropiere reabilitată. Aceste lucrări se vor face inclusiv cu cei 2000 de angajați care mai muncesc la Lonea, Livezeni, Lupeni, Vulcan și Paroșeni. Alocăm 50 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru toți cei peste 2000 de angajați de la complexul energetic Hunedoara să-și primească salariile. Construim o companie energetică nouă, complexul energetic Valea Jiului S.A., care va prelua salariații din complexul energetic Hunedoara. Va fi o companie ce își propune și proiecte de producție din surse de energie verde, atât pe zona fotovoltaică, cât și pe cea de hidro. În conformitate cu reglementările europene, România s-a angajat să închidă până la sfârșitul anului 2032 toate minele de huilă și lignit. Statul român și-a asumat că până la pe 31 decembrie 2026 minele Lupeni și Lonea să se închidă. Evident, perimetrele, ce înseamnă închis, se sistează activitatea economică, dar pe de altă parte trebuie realizate și o serie de lucrări de ecologizare în zonă, de punere în siguranță a perimetrelor. Nu în ultimul rând, până pe data de 31 decembrie 2032, ar urma să închidă și ultimele două mine de huilă din Valea Jiului care mai funcționează în acest moment. Discutăm despre Livezeni și Vulcani. Unii experți cred însă că înlocuirea unui complex energetic în faliment cu unul nou, căruia statul îi dă sute de milioane, nu rezolvă nimic. E ca și cum am dat o perfuzie unei persoane muribunde. Sigur că probabil încă câteva zile o vom mai ține în viață. Extrapola zilele la contextul lunilor, pansamentul ăsta câteva luni mai ajută plata salariilor în zonă. Astăzi în Consiliul Economic și Social din care fac parte s-a dezbătut acest OUG și secretarul general adjunct al Ministerului Energiei care a introdus proiectul a spus clar că destinația acestor bani este menținerea păcii sociale în zonă și a locurilor de muncă. Deci nu vorbim de încercarea de a se face cu aceste injecții de capital vreo reformă pe piața de energie, pentru că fundamental vorbind, nu se poate face. În prezent, ponderea cărbunelui în producția totală de energie din România este sub 20%, iar majoritatea provine din lignitul din Oltenia.